Salutare! Eu sunt Violet și vă invit să meșteșugărim împreună! Bună, dragile mele! Bine ați venit la partea a doua a videoclipului cu ordinea în cămara mea. Vă arăt eu firele pe care le am în cămară și continuăm să vă arăt ce avem noi aici. Ce de căprioare, bine că mi-am luat Alicia. Alta alpaca și merino, bun. Baby merino de la Drops mi-a rămas de la puloverul bărbătesc și se duce în grămada cu fire merino, da? E un fir foarte, foarte moale, dar atenție, în lucru e foarte dificil. Eu am desfăcut puloverul la bărbătesc, ăla cu epoles de 7 ori, cred că până l-am terminat și se lărgește puțin după ce îl porți. Ăsta tot este Drops Flora sau ceva de genul ăsta și se duce la grămada cu alpaca. Ăsta e fir alpaca, ăla mare, îl știți? Ghemele alea foarte mari și eu am Alpaca Rain Rainbow. Ăsta este Alize Fancy Alpaca. A fost anul trecut în magazine, foarte mare gemul ăsta și l-am oprit. Eu am făcut o bluziță albă în combinație cu știți aia unde am folosit două fire în combinație cu Angora Star, și mi-a rămas ăsta și vreau să-i fac, mi-a rămas destul de mult din gem pentru că gemele alea sunt gigant, au parcă cât au 350 de grame și 875 de metri și voiam să fac din el un bolero pentru finuța mea. Uite, de când stă aici și eu n-am reușit să fac din el nimica. Mai încerc, ia mai intră, oare? Că la bluza am folosit foarte puțin din gemul ăsta și ciuciu nu mai intră pe gem, o să-l pun tot în interior. Da, când o să ajung la el, nu știu, o să crească, o să facă finuța mea 18 ani până o să ajung eu să lucrez ceva din gemul acesta. Se duce la grămada cu alpaca. Și aici mai am un alpaca foarte, foarte... A, uite și restul de la Drops Silk-ul ăla verde, care am făcut o bluză cu futiță. Drops alpaca unicolor. E un fir foarte, foarte subțire și foarte moale și pe acesta l-am luat, nu știu, să-mi fac o rochiță din el. Mi-am adus aminte, l-am luat să-mi fac rochiță. Are 100% alpaca. E un fir foarte, foarte moale și știți că mie îmi place, nu știu dacă știți, dar îmi place destul de mult alpaca, că e o lână moale. Foarte moale și foarte drăguță. Și... da... asta se duce la grămada cu alpaca. Bun, trecem la următoarea caserolă. Cu ocazia asta vă știu ce mai am, că sincer nici nu mai știu. A, asta este lână de miel. Da. Asta este o lână de miel foarte subțire. Eu, ea a fost, am primit-o pe conuri și eu am depănat-o cu mașinile de bobinat. E un fir foarte subțire. Am început, am lucrat cu el cu andrelele, l-am pus în două și nu-mi place cum se vede. Dar e un fir destul de subțire și cred că o să lucrez totuși cu croșeta. O să fac ceva. Ori un cardigan, ori nu știu ce, vedem. Tot alpaca din aia fină de la Drops. A, nu, asta e altceva. Am luat un gem în contrast, că aveam o idee să fac niște dungi pe rochea aia blămare. Da, deci este pentru rochea blămaren. Iar aici am luat un gem de test, Baby Alpaca Lace. Eu am avut o altă culoare pe maro și am făcut bluza din acest fir. Am lucrat bluza aia cu raglan cu frunze, croșetată. Doar că acolo am un fir maron. Și nu știu, l-am luat pe ăsta roșu ca să-l combin la nu știu ce. Și n-am mai combinat, mi-a rămas. Deci lâna asta de miel își așteaptă ceasul. Când o fi, când o pățin, unde o dăm pe asta? La grămada cu lână. Așa. Și mai am aici o caserolă. Mamă, nici nu mai știam ce mai am pe aici. Astea sunt firele pe care le-am cumpărat eu ca să le combin. Am o idee pentru aceste fire, de-aia am luat așa, este Yarn Art Summer Wool. Astea le-am cumpărat din Chișinău acum un an sau doi. Cred că vi le-am arătat, 35% mătase, 65% merino wool. Da? Aici iarăși sunt fire cu merino și le-am cumpărat ca să le combin cu acest kit mohair care mi-a plăcut. Mi-a plăcut și ăsta, tot de la Yarn Art. Și cred că ăsta o să fie primul meu proiect din toamna asta. Să vedem din firele astea. Și mai am aici Drops Nord, tot alpaca, care l-am luat tot pentru, da, pentru combinație cu blămare. În fine, nu știu ce caut aici. A, ia uite, aici mai am merino din ăsta mov. Mi l-am oprit eu încă din prima tură când am adus, că e un fir foarte, foarte moale. Și am o idee pentru acest fir. Am o idee destul de drăguță. Și aici, a, da, le-am pus eu pe toate că sunt mov. Dar nu au nicio legătură între ele. Of, Doamne. Bine, deci asta o să se ducă în grămada cu merino, iar astea rămân tot în grămada cu merino, că să zicem că și asta conține merino. Da? Bun, acum am scos totul de pe raftul ăsta. Și pentru că am golit acest raft, pentru că l-am golit, acum o să încep să le aranjez prima dată, ca să nu scot tot din dulap. Și după aceea trecem la următoarele rafturi. Bun, să continuăm să vedem ce mai avem. Tot din categoria lână, am mai dat eu jos din o parte din ele. Mai am cașmira albastru, 100% lână. Asta am argat o prietenă să îl opresc, să fac un pulovăraș de iarnă. Și am mai găsit cașmira bleu ăsta deschis, care l-am oprit eu cu gândul să-i fac lui fratele meu un ceva. Încă nu știu exact ce, dar ceva. Pentru asta l-am oprit. Și astea o să se ducă în, pe raftul cu lână. Bun. Hai să vedem ce am mai găsit. Aoleu, și uitasem de el, firul ăsta. Tot așa l-am adus eu, Himalaya Ultra Cașmir. L-am avut eu mai de mult în magazin și văd că mi-am oprit 7 geme. Cu unul am început să fac ceva și mi-am dat seama că nu-mi place și am desfăcut. Îl oprisem să fac ce din el, nu mai știu ce, am și uitat, dar ideea este că l-am aici. În compoziție are 75% acril, 25% alpaca. O compoziție destul de bună. Eu mă gândeam asta să-l pun la lână, dar se pare că este alpaca și o să trebuiască să-l pun la fire alpaca. Da. Pentru că, na, așa sunt, așa vreau eu să le organizez, având în vedere compoziția lor, și astfel o să fie mai ușor în cazul în care îmi vine vreo idee să le combin. Ce mai am aici? Iarăși alpaca cu poliamidă. Ăsta l-am cumpărat de la cineva de pe Facebook, am văzut o ofertă și mi-am luat două culori, albastru, din care o să vedeți, v-am arătat că lucrez un proiect, o să-l vedeți în, o să vi-l prezint în emisiunea, în prima ediție din Vise Împletite, o să vă arăt ce proiect interesant am făcut. A fost ceva deosebit, o să vedeți acolo, urmăriți emisiunea, sezonul 2. Și mi-am luat și ăsta. Ăsta l-am luat, vreau să lucrez un proiect tot pentru seria cu raglane. Am o idee foarte mișto și aveam nevoie de o culoare camel ca să lucrez acel proiect. Da, deci este un fir așa, dacă ați lucrat vreodată cu Drops Air, e aceeași calitate, da? Sau ăla pe care vi l-am arătat eu mai devreme, verde, da? Doar că la verde e mai gros și ăsta mai subțirel. Să vedem. Planuri am foarte multe. Acum firea am o grămadă, așa că am destule de lucrat. Cred că o să încep să 100 de zile fără fire, nu de acela câte fire am eu aici, cred că am nevoie de 350 cel puțin. Am ajuns aici, am dat jos și bobine. Bobinele astea le-am luat de la G-Yarns, G-Yarns.com din Bulgaria, un site bulgăresc care vinde fire în bobină. Și am aici ăsta, ce compoziție, botopoala, este, ce compoziție are ăsta, roz, nu, e de la Zena Barufa, 100% merino, deci ăsta trebuie să se ducă în raftul cu merino, e un fir foarte subțire, foarte subțire, și cred că ăsta tot e merino, Loro Piano, da, 100% merino, ăsta este și mai subțire, trebuie să le depăn cu mașina de bobinat în mai multe, în 2 sau în 3, o să testez. Și mai am și pe albastru, care e tot 100% merino, da? Deci ăsta ar fi merino și cred că altele n-ar mai trebui să fie, dar mai răscolim, da? Deci asta pleacă în raftul cu fire merinos. Bun, în bobine, ce mai avem noi în bobine? Să vedem că mai am. Am mai comandat, astea sunt venite recente, nu mai știu când mi le-am luat pe astea. De ziua mea? Nu mai știu. Sau de Crăciun? Habar n-am. Astea, toate, tot de la G-Yarns. Deci ăsta e diferit, astea două sunt la fel. Hai să ne uităm la ăsta. Ăsta este în 500 de ml, așa, super kit mohair cu merino și cu poliamid, da? Și am aici 300 de grame. Vreau să-mi fac o bluziță foarte, foarte subțirică. Vedeți, firul e subțire și cred că o să lucrez cu andrele numărul 2 sau 3, dar trebuie să le testez pentru că el fiind așa semi-răsucit, sper să nu-mi ia lucrătura câș. Dar e foarte, foarte moale, da? Deci, Sereno Filipucci. Dacă intrați pe site-ul lor, o să vedeți acolo mai multe. Deci aici am 300 de grame. Iar ăsta este 10% cașmir, 20 mătase, 70 merino, Marte Cariagi, nu știu ce va scrie aici, în 100 de grame, 480 de metri, și firul este pretricotat. E un fir pretricotat și am aici 195 de grame într-un ghe, într-o bobină, și în asta am 260 de grame. La fel, vreau un pulovăraș, dar acum fiind el pretricotat, nu știu, o să văd tot așa dacă o să meargă la andrele sau la croșetă. Și mai am unul pe bleu, tot la fel, pretricotat, dar ăsta pare mai subțirel, 50% bumbac, 30 viscoză și 20 mătase. Uite, ăsta ar merge acum de lucrat o bluză din el. Ia să mi-l las eu. Charlotte Italy, am 500 de grame în asta. Ăsta ar merge acum pentru septembrie. Ia, ăsta îl las eu un pic deoparte, că aș vrea să fac ceva din el. Asta după ce termin 7 milioane de proiecte din așa. Iar astea o să le pun tot în raftul cu merino, pentru că eu cred că tot aici se încadrează. Și kid mohairul la fel, lăsăm aici la fire mai prețioase. Și mai am puțin din ăsta care mi-a rămas de la Softie, 100 de grame, nu mai știu ce compoziție. A, alpaca e și ăsta. Mi-a rămas de la puloverul Frezia, pe care l-am făcut pentru mine, pentru maica mea și pentru Claudia. Am schema pe pagina de Facebook, dacă o vreți, este rămas de la puloverul Frezia. Nu am cântărit, dar probabil că sunt vreo 50-60 de grame aici. Poate combin cu ceva. Uite, ar merge chiar cu ăsta și să fac o căciuliță sau ceva, da, deci astea două ar merge, cred că o să le las așa împreună ca să nu uit ideea. Uite așa, se pune în căciulă acestui domn, uite așa. Am făcut aici o chestie. Bun, bun, bun. să trecem mai departe. Stau să merg la alpaca. Așa. Mai am o cutie aici, așa. Am lucrat eu mai de mult niște pături pentru bebeluși. Foarte de mult. Foarte de mult. Îmi cer scuze. Și asta este... Stați că nu le vedeți. Asta este... Așa. Acril. 100% acril. Ar merge pentru niște accesorii pentru casă elite și asta este de la Baby Rosa, dar nu o să le mai folosesc eu niciodată, așa că astea o să le fac cadou, pentru că o să stea aici încă mult timp și eu nu o să fac nimic cu ele. Uite, mai am aici un ghem așa. Ăsta știu sigur că este tot de la Madame Tricotec, cred că ia mă, dar n-am păstrat eticheta, ce-am făcut? N-am păstrat-o. În fine. Merge pentru o căciuliță. O să-l pun la lână. Merge. Merge pentru o căciuliță. Ăsta e din aceeași gamă, poate cine o să primească firele alea face ceva cu ele. Uite, aici mai am niște Yarn Art Summer. Din asta ar merge lucrat acum un top. Ar merge chiar foarte bine, ar merge. Și mai am firul ăsta primit de la Cristina Cojocaru și ăsta. Ia uite astea trei. E? Ce ziceți? Cred că ar merge combinate. Mai ceresc de la palton, merge în coșul cu resturi. Aici la fel, nu știu, un rest nici nu mai contează. Aici mai am niște Cotton Gold rămas de nu știu de când, de la ce proiecte. Mai am firul ăsta de la Cristina, care o să-l pun în cutia cu brize. Deci astea trei ar merge făcut ceva așa, trebuie să mă gândesc un top. Ia le las și pe astea puțin deoparte. Vedem de care mă apuc și cum mă apuc. Am foarte multe acum în lucru, dar le las momentan deoparte. Și mai am aici din gama Cotton Baby ce mi-a mai rămas mie pe stoc. Firul ăsta nu se mai produce și mai am alte culori, imediat vă arăt. Și mai am un ghem de Baby Best. Da, Baby Best, care este un acril foarte, foarte bun pentru bebeluși și foarte moale. Ăsta tot mi l-a trimis Cristina de ziua mea. Și o să-l pun, mă gândesc eu ce să fac cu el. Și mă duc să mai caut, că știu că mai avem undeva Baby Best. Să văd ce culori mai am. Nu Baby Best, Cotton Baby, pardon. Astea mi-au rămas mie, tot așa de la... Uite, am două maro. Ce aș putea să fac din ele? Știu sigur că la bluziță mărime S îmi trebuie 3 gheme. 3 gheme și... Cred că ar merge o bluză în dungi cumva. Ia, ăsta cu ăsta, cu ăsta. Nici nu știu. Eu am făcut puloverul ăla care e combinat croșetatul, cu fața croșetată și cu spatele tricotat. Și acum mă uit că nu... Ele, de fapt, toate între ele se potrivesc. Ar merge făcut ceva cu dungulițe. Da. O să le pun la grămada cu fire din de primăvară. Bumbac cu așa. Și ăsta o să vedem unde-l așez. Nici nu știu. Se potrivesc culorile astea? Ce ziceți? Așa. De fapt... uitați, griu merge cu albastru și ăsta ar merge așa, dar dintre ghemele se măsură mică. Da, lasă că îmi vine mie ideea, sigur îmi vine ideea. Ce am mai găsit în cămară este 100% lână virgină. Mi-a trimis-o Florica Maxim. Și am zis eu că o să fac ceva cu croșeta din ea și am aici două, am avut două sculuri corai și le-am depănat eu și unul multicolor care conține și picățele coral și o să meargă împreună, o să fac eu ceva din ele. Să mai treacă căldurile astea, că acum nu prea mi-arde de lână. Mai am aici două gheme din Diva Stretch auriu. Îmi doream un maiouț și cred că de asta o să mă apuc și eu. Astea le pun deoparte, care vreau să le fac acum în prima fază. Știți firul, este 100% microfibră și am foarte multe culori pe stoc acum. E un fir foarte mișto și vreau să fac un maiou de fapt vreau din firul ăsta, de asta mi-am oprit cele două gheme și astea vin cu raftul de lucrări mai rapide. M-a rugat prietena mea să-i opresc firul ăsta, Angora Star, apare doar în decembrie și m-a rugat să-i opresc un pachet, am 5 gheme, să fac o bluză din el. Cam mult, 5 gheme, dar în fine am oprit 5 gheme să vedem. Încă n-am stabilit modelul, dar o să îl fac mai la toamnă, așa, după ce se mai răcorește, o să mă ocup și de el. E un fir foarte subțire și are niște paete foarte discrete și ce îmi place la firul ăsta, că paetele sunt la culoarea firului. E foarte mișto, pentru că de obicei când luați fire cu paete, paetele sunt argintii sau aurii, iar ăsta este cu paetele la culoare, ceea ce îmi place foarte, foarte mult. Și tot din categoria, cineva m-a rugat să-i rezerv și nu le-am mai luat pentru că am zis că nu o să mai fac prostia asta, dar în fine mi l-am oprit mie. A fost cineva care și-a dorit foarte mult acest degradé de la Angora Gold și am oprit 3 gheme pentru doamna. Doamna a uitat de mine. În fine, tot rău spre bine, o să-mi fac eu din el, o să fie învățătură de minte și nu mai rezerv nimic așa, în fine. O să-mi fac eu un cardigan din el, m-am gândit, probabil, nu știu. Ori un cardigan, ori... vedem, că îmi place foarte mult degradeul ăsta. E pe listă toamna asta. Doamne, câte am pe listă în toamna asta. Și ne-am oprit, un ghem de Bela, știți că Bela la 50 nu se mai produce. L-am oprit înainte să știu că o să apară cel de 100 de grame, dar deja l-am oprit. O să vreau voiam un maiou de vară să-mi fac din degradeul ăsta. Nici nu știu dacă degradeul ăsta este la noul fir. Cred că este la cel de 100 de grame, Bela Batic. Cred că este, nu mai știu sigur. Dar ăsta vine la cutia cu fire de vară. Și mai am aici o cutie cu resturi de la proiecte. Mi-a rămas de la halate Baby Softie. O să fie o să-l donez pe acesta. Mai am pe stoc aproape toate culorile. Cred că am făcut halate, este lucrat și jucăria asta cu antrele de maică mea, adică am lucrat foarte mult cu acest fir, atât eu cât și mama și Claudia, bineînțeles. Și mai am... și ăsta este Cairo, care mi-a rămas de la... uite, e și un ac aici, dar de unde te-ai luat, mă? Nevoie. Este Cairo, care mi-a rămas de la bluza Cairo, la care am folosit 2,5 gheme și mi-a rămas ghemulețul ăsta, îl donez și pe ăsta, adică e mai mult de jumătate aici, îl donăm. Aici avem Cotton Gold și Angora, care mi-a rămas de la puloverul bluza roz, pe care am lucrat-o cu nasturi și nu știu, ăsta roz să-l opresc, că poate îl folosesc la proiectul ăsta. Cred că îl opresc aici, că poate îl folosesc, iar Cotton Gold-ul îl donez. Așa, bun. Și mai am niște ghemulețe mici, astea la fel o să ajungă la donație. Cred că aici o să închid partea a doua videoclipului, le mai aranjez și ne vedem în partea a treia, fetele, da? Ca să mai aranjez aici și să văd ce mai am să vă arăt din cămara mea. Vă pup, vă mulțumesc că ați vizionat acest video și vă aștept în partea a treia, dacă vă place așa să vă uitați prin fire, să vă relaxați alături de mine. Eu cu ocazia asta fac ordine, mă inspir, pentru că în momentul în care fac curățenie în fire, mă inspiră și îmi vin idei noi, da? Ne vedem în partea a treia, vă pup!